Porumbelul alb, capitolul 3 Tâlharii Sus, pe coasta unui ideal singuratic, vechiul castel Hohenburg se odihnea învăluit de taină. Era o seară adâncă. Focurii vesele jucau la ferestrele înalte de lemn. De când se întorsese la casa ei, împreună cu fata, Rosalind nu a mai avut necazuri cu vecinii ei dornici de înavuțire. Acum totul era liniștit și părea că pacea nu se va risipi prea curând. Întăria noptării se auzi bătăi îndelungi la porțile castelului. Doi străini veniseră să ceară milă și adăpost peste noapte. Se mânau cu niște pelerini ades întâlniți în vremea aceea. Purtau haine lungi, vechi, cu o cusătură simplă și pălării cu cozorocul împodobit de scoici. Se sprijineau în doiege din când în când, ca și cum drumul anevoios i-ar fi ostenit mult. Servitorul, care deschise poarta, se grăbi să-și anunțe stăpâna. Oamenii buni se bucură când întâlnesc sărmani plecați în lume, pentru că pot să-i asculte, să-i ajute și să-i cinstească. Iar Rosalind era și după fire și după înfățișare foarte bună la inimă. De aceea, dădu poruncă de îndată ca noi sosiți să fie aduși în sala de oaspeți și să li se gătească în grabă masa. Cei doi străini? își potoli răsetea cu câte o cupă cu apă rece de izvor, care păru să le învioreze privirea. Rosalind, dorind să-și cinstească oaspeții cât mai bine, coborâi ea însăși însoțită de emă. Pelerinii rămaseră așezați pe locurile lor. Se citea pe chipul lor că sunt iubitori de vorbă. Cei ai casei se strânseră de o parte și de alta a mesei, ascultând, uneori cu neastâmpăr, alteori cu gura căscată, poveștile fascinante ale celor doi necunoscuți. Erau povești despre țara sfântă, despre simțământul înalt pe care nu-l poate ști decât cel care a văzut cu ochii lui locurile atât de lăudate și vestite. Emma era fascinată, visase din totdeauna la acele ținuturi bătătorite de pașii mântuitorului. Simțea o dorință înflăcărată să umble și ea pe urmele pașilor lui, dar știa bine că niciodată nu se va întâmpla asta. Ema, draga mea, îi spuse mama ei, noi putem să vizităm în fiecare ceas din zi țara aceea, muntele măslinilor, grădina Ghesimani, Golgota și mormântul gol. Tot ce trebuie să facem este să citim Sfânta Scriptură și să-L însoțim pe Domnul Isus pe țărmurile Galileei, în templu, la Ierusalim, pe munte, unde și învățau ucenicii, în grădina unde a plâns cu amar și pe crucea unde și-a vărsat sângele lui sfânt pentru noi. Poți să-l vezi vindecând leproșii, ologii, dând vedere orbilor și chiar înviind pe fica sutașului Iair. Dar, cel mai mult, vei putea vedea cum a trăit o viață de slujire și iubire. Dacă îl cunoaștem ca mântuitor personal, vom putea învăța din lecțiile și exemplele vieții sale. Dacă vom suferi ca și el, vom împărăți cu el. Dacă murim cu el, de asemenea, vom trăi cu el, nu în Ierusalimul cel vechi, ci în Ierusalimul cel nou. Într-un târziu, străinii uitară de țara sfântă, păreau preocupați în deosebi de ținuturile înconjurătoare. Urmăreau să afle cât mai multe cu privire la cunoscutul castel Falkenburg începură a lăuda peste măsură pe contele Teobald pentru vitejia și puterea lui. Dacă nu ar fi atât de departe, spuse cel mai bătrân dintre ei, și dacă am avea cea mai mică speranță că l-am putea găsi acasă, am face acest sacrificiu și ne-am abate din drumul nostru ca să-l întâlnim. Rosalind îi asigură că drumul pe care mergeau trecea prin apropierea castelului Falkenburg și că venerabilul Conte, care tocmai se întorsese la castel, ar trebui să fie acasă. Mă bucur să aflu aceasta, exclamă unul dintre pelerini. Va fi o mare plăcere să ne întâlnim, mai ales fiindcă avem afaceri importante de discutat cu el. Mâine dimineață vom porni spre Falkenburg. Ziua următoare se ivi tăcută și frumoasă. Dimineața, pe la ceasurile nouă, după ce mâncară, cei doi străini își luară rămas bun de la binefăcătorii lor. Rosalind și Emma le dăduseră de grijă să transmită salutările cele mai calde și admirația lor față de contele Teobald, soția lui Otilia și față de micuța Agnes. Le-au dat fiecăruia din ei niște galben și merinde pentru drum, iar Emma i-a rugat să-i transmită prietenei sale Agnes multe mulțumiri și să-i spună că porumbelul alb este sănătos. Rosalind înțelesese din cuvintele peregrinilor că nu cunoșteau drumul, așa că porunciu unui servitor să-i însoțească până la drumul care ducea la Falkenburg. Servitorul plecă cu ei și se oferi să le ducă bagajele. Pelerinii, oricum, l-au băgat foarte puțin în seamă și, după ce au trecut un șir de munți abrupti, au început să converseze între ei în italiană. Băiatul care îi însoțea era el însuși italian. La castel, toți îl strigau Linhard, deși numele lui adevărat era Leonardo. Era orfan, dar dintr-o familie bună și contele Adalric, fiindu-i milă de el, l-a angajat în serviciul lui și l-a adus în Germania. Deși tânărul învățase limba germană, înțelegea încă foarte bine limba lui maternă. Asculta atent și era gata să le mărturisească bucuria de a auzi limba țării sale. Când, deodată, conversația celor doi îl umplu de oroare și spaimă află că nu erau pelerini, ci se îmbrăcaseră așa pentru a se deghiza și că ținutul prin care treceau nu le era necunoscut așa cum dăduseră de, de înțeles. Aparțineau unei cete de tâlhari pe care Teobald reușise să o pedepsească și să o disperseze, iar acum inimile lor nu doreau nimic altceva decât răzbunare intenționau ca în aceste haine nevinovate să intre în castel, unde să ceară adăpost, iar în timpul nopții să-i măcelărească pe conte, pe soția și fica lui și pe toți ceilalți. Apoi să ia tot ce era de valoare și pe urmă să dea foc castelului. Când castelul le-a apărut la orizont, între două dealuri acoperite de păduri, tâlharul cel mai învârstă, pe nume Lupo, i s-a adresat lui Orso, camaradul său. Privește! În sfârșit am ajuns aproape de cuibul tiranului. Câți tovarăși de-ai noștri, bravi și neînfricați, nu au sfârșit la ștreang din pricina bunăvoinței lui de a-i ajuta pe cei nevoiași. Dar îți promit că în curând și el va muri de moartea unui ticălos. Dar misiunea aceasta nu este fără pericol, răspunse Orso. Dacă facem cea mai mică greșeală, va fi rău de noi. Este adevărat că toate comorile contelui îți fură privirea, dar au și ei un anumit grad de risc. Să lucid cu mâinile mele, exclamă Lupo într-un acces de furie. Va fi pentru mine o bucurie de o mie de ori mai mare decât să iau tot ce are, deși este departe de mine gândul de a-i disprețui aurul. Doar să ne reușească planul și vom fi destul de bogați. Ne vom abandona meseria și vom alege o viață mai liniștită. Stai, mi-a venit o idee grozavă. În garderoba contelui vom găsi tot felul de haine maestoase și ne vom îmbrăca cu ele. Tu -ți vei pune la gât lanțul lui de aur, iar eu coroana de conte împodobită cu mărgăritare. Vom pleca într-un ținut îndepărtat unde nimeni nu ne cunoaște. Acolo ne vom da drept cavaleri de cinste și ne vom bucura în pace de prada luată. Îmi văd că ție ți se pare totul simplu și ușor, răspunse Orso. Dar nu știu de ce toată afacerea aceasta mă îngrozește și mă face să mă cutremur. Să te cutremuri? exclamă Lupo, rânjind bat jocoritor. Dar n-am pregătit noi totul? Nu ne-am înțeles așa? Nu avem destui viteși? Când trei torțe aprinse vor apărea în fereastra încăperii în care ne vor găzdui, șapte tineri puternici și neînfricați care vor aștepta în pădure semnalul vor veni imediat în ajutorul nostru. Vor intra prin poarta grădinii pe care noi o vom deschide dinăuntru. Unul din ei știe toate încăperile și cămările ca la el acasă. Noi înși vom reuși cu ușurință să junghem câțiva bărbați adormiți. Liniștește-te! Succesul este asigurat! Linhart abia se stăpânea să nu tremure de frică la auzul acestui plan oribil, dar a avut grijă ca tâlharii să nu observe că el a înțeles ceva din conversația lor. Începu să pășească fluierând în urma lor, culegând flori și plante medicinale. Dar în adâncul inimii lui se ruga ca domnul să nu lase ca acest plan mârșav să reușească. Se hotărâ să-i însoțească până la Falkenburg și să-i destăinuiască totul contelui Teobald. Tâlharii erau prinși în discuția lor și își împărtășeau plin de având planurile făurite până în cele mai mici amănunte. Cuprins de vâlva și de bucuria gândului de răzbunare, Lupo lunecă de pe cărarea îngustă pe care mergeau și ar fi căzut în adâncimea stâncilor dacă nu s-ar fi prins în grabă de un tufiș crescut pe marginea propastiei. În cădere, mantia i s-a rupt, agățându-se și ea de crengile aceluiași tufiș. Linhart observă că sub mantia lungă și cafenie purtă o tunică vișinie și o platoșă strălucitoare. Avea de asemenea un pumnal ascuțit care i-a căzut de la brâu. Linhart se prefăcu că nu a văzut nimic. Tâlharul se grăbi să-și pună înapoi pumnalul și să-l acopere cu mantia, apoi îl privi țintă pe băiat, dar acesta fluiera ca și cum nici nu ar fi bănuit ceva. În curând ajunseră la o propastie pe fundul căruia curgea un râu repede și învolburat. Malurile erau din stâncă, acoperite cu câteva tufișuri aplecate peste propastie, iar trunchiul unui brad lung și subțire slujea drept pod. Tâlharul cel mai bătrân îi spuse tovarășului său în italiană: S-ar putea ca tânărul să-mi fie observat armele și să ne suspecteze. Când ajunge la mijlocul punții, îl împing și îl trimite la fundul abisului. În felul acesta suntem mai siguri. La auzul acestor cuvinte, Linhart fu să cadă de frică. Se opri la marginea propastiei și exclamă. Eu unul nu am curajul să trec în partea cealaltă. Mă amețește în cap, numai când văd cât de adâncă este propastia. Dar tâlharul mai bătrân îi spuse. Nu-ți fie frică, tinere. Vino aici. Te trec eu în partea cealaltă. Se apropie de băiat cu brațele deschise pentru a-l prinde. Dar Linhard se retrase, gata să o ia la fugă prin pădure. Vai! exclamă el tremurând. Eu unul mă întorc decât să cădem amândoi în prăpastie. Dacă am avea fericirea de a trece în partea cealaltă, cum aș putea să trec înapoi la întoarcere? Mă întorc înapoi la castel, nu mai aveți nevoie de ghid. Uitați-vă, acolo este drumul și castelul Falkenburg nu este prea departe, așa că nu vă puteți rătăci. Tâlharul cel mai tânăr consideră că tânărul se înspăimântase numai la vederea prăpastiei de care el însuși se temea, și îi zise tovarășului său în italiană. Lasă-l să plece, Lupo, băiatul nu a văzut nimic. La urma urmei, chiar dacă ți-a văzut platoșa și pumnalul, ce contează? El nu înțelege limba noastră, așa că habar n-are de planul nostru. Lasă-l să plece liniștit. Bine, fie cum zici tu, răspunse celălalt. Dar, pentru siguranța noastră, vom distruge podul. În felul acesta vom fi siguri că nu va putea să ne încurce planurile. Falkenburg se află în partea cealaltă a râului. Ar trebui să meargă o distanță foarte mare până la podul de mai sus, iar în josul apei nu este niciun pod. Așa că ar fi imposibil ca cineva să le dea de știre de dincoace de râu, înainte ca planul nostru să fie deja executat și-au luat bagajele de la Linhardt și l-au lăsat să plece înapoi, fără ca să-i mulțumească măcar pentru serviciile lui. Când au ajuns în partea cealaltă a râului, Lupo i-a strigat în germană. Fiule, ai avut dreptate. Podul este umed, acoperit de mușchi și pe jumătate putred. Într-o zi, cineva își va pierde viața aici." pentru a preveni o asemenea nenorocire, îl vom distruge. Țăranii din împrejurimi vor putea să construiască altul mai bun. Tâlharii au împins capătul bradului în prăpastie, iar acesta s-a rostogolit cu zgomot în abis, unde curentul înspumegat l-a făcut să dispară îndată din privirea lor. După ce tâlharii au dispărut dincolo de dealul de la marginea prăpastiei, Linhart începu să alerge cât îl ținu picioarele pentru a duce vestea groaznică stăpânei sale, fiindcă nu cunoștea pe nimeni în tot ținutul căruia să-i poată mărturisi acea oribilă taină.